Și bine v-am găsit la un nou episod din Witch It aici împreună cu pisica. Bună. Și astăzi ne vom juca împreună acest joculeț care am văzut că v-a plăcut enorm de mult. Și nu înțeleg care-i faza cu joculețul ăsta, pentru că e absolut incredibil, frate. Deci combină prop hunt-ul din Gmod cu ceva nou, cu un engine nou, știi, ceva de genul ăsta. Și asta cred că îl face un joc perfect. Oricum, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți episoade cu joculețul ăsta în continuare. Hai să vedem dacă reușim și noi să strângem acolo foarte multe like-uri. Și ce te-a dat pe tine? Vrăjitorică. Ok. Oh, eu am o pălărie nouă, știi, nu? Da. Știi ce abilitate am eu? Știi ce abilitate am eu? Nu știu. Ciupercuță. Tu ce abilitate ai? Și eu tot ciupercuță am. O să dau, dar nu știu pe ce, click dreapta, click cum dau cu ciupercă? Click dreapta e. E pe abilitatea okay. Pe care ți-o folosești de fapt până acum. Poate că m-am dus în labirint. A, eu sunt aici. Și m-am pus pe un scaunel. Sunt... Dacă cumva vine aici, am încurcat-o. Sunt o farfurioară de-aia, un castronel pe un scaun. Aoleu, vine o carte pe aici, what the fuck carte? Doamne ferește! Jucăm pe un mod nou de joc numit Mobification, care în momentul în care te omoară, te găsește, te dă ca grăsuț, automat. Da, tu vezi că eu nu-ți mai văd numele, știi? Da. Ca să nu știu unde ești ascuns, să vin fix la tine. Te dă ca grăsuț automat, noi nu mai putem să vedem numele între noi, ca să nu știm după aia când ne dă grăsuț unde sunt ceilalți. Decât dacă te-ai dus cu cineva să te ascunzi împreună și pe aia știi unde e. Oh, da. L-a găsit. Oh, fuck. Am plecat de aici. Fuck. Mă, dar e unul care tot dă găini aici. Oh, m-am făcut boschete. Sunt doar un boschete. Fuck, zim că nu... Aoleu. Zim că nu vine cineva aici. Aoleu, îl aud. Uite că vin. Să vrăjești. Uite un măr. M-a văzut! Vraje. Am dat vraje. Ești pe lângă mine. M-am făcut pernă. Lumânare. De aici lângă mine! Oh, fuck! Fira! M-a văzut. Dă-i vraje. Oh. M-a văzut ăsta, nu știam că tu ești acolo. Doamne, nu trebuia să ies? Ba da, dar nu știam că ești acolo. Și acum mi-am luat un hook el. Wow, ce șmecher e, uite. Ce tare e! Poți să... ai văzut? Bune. Ia uite. Ui! E șmecher. Ai diferite iteme, știi? Oh, l-a găsit. E mai mișto modul ăsta de joc pentru că te dă grăsuți după asta și poți să te joci și așa, știi? Adică nu trebuie să stai spectate pe ceilalți, ceea ce mi se pare mai interesant. Da? Apasă pe rotiță. Așa dădeau ăștia. Și apasă pe C. Lol, poți să dai în jos. Uite-te la mine. Oricum, nu uitați să vă duceți și la pisica pe videoclip. Hai să mergem la pisica pe videoclip și să-i zicem... ce să-i zicem? Hai să vedem. Hai să-i dăm niște sarmale lui pisica. Vreți? Da, vreau. Deci spam la pisica în comentarii cu sarmale. Și dacă ajungeți acolo la pisica pe videoclip, lăsați-i și un like, vă rog. Oh, Doamne. Îmi plac sarmalele foarte. Faza că eu din cauza că am hook-ul ăsta, eu nu mai pot să văd unde sunt ăștia. Știi? Dar pot să fac așa. Bă, ce șmecher miliu ăsta, frate, da, ești nebun? Da, așa făceam un tip de-l văzusem eu. Păi așa fac de acum, ia uite, hopa! Ce-ai făcut, da, man? Păi e unul singur și nu știu unde păi e. Păi da, dar poate să fie oricare obiect, micuț. Hai, dă să știi ce e. Oare e perna asta? Nu e perna asta. Oare e canapeaua asta? Nu e canapeaua asta. Perna asta? Dacă e unul și gen îi dai cu miliu, îl rupi în bucăți. N-ai treabă. Ui! Bă, dar hook-ul merge, poți să te duci unde vrei tu cu... Bă, e un grăsuț AFK și e frumușel tare. Lol. Are skin interesant? Da, are un skin cu barbă de Moș Crăciun, dar nu e Moș Crăciun, e altceva. Lol, vreau și eu să-l văd. Nu știu dacă e bun hook-ul sau nu. E bun că ajungi în zone bune, dar na. Iată, maxim average prop size. 1,92 metri.
Pălărie nouă! Mi-a dat o iconiță pentru caracterul, pentru cont. Hehehe. Așa se numește. Am și usturoi și am și... Troyer Advanced Magic Blocking Tool to Prevent Witches. Promises any kind of magic. Deci, îi blochează vrăjitoarele să se mai transforme în altceva. Usturoiul. Da. Hai că o să încerc usturoiul runda asta. Eu am luat și eu ăla al tău, de la tu, și... de te agăți. O să folosesc aia toxică la vrăjitoare, că e nouă. Da. Ciupercile toxice, care inversează controlul jucătorilor. Adică, dacă tu dai aia toxică la grăsuți, îi schimbă pur și simplu, din dreapta îi face stânga la control. Da. Și tot așa. Dar unde să mă ascund? Nici eu nu știu. Mie îmi place să joc și ca grăsuți și ca vrăjitoarele. Ce te-a dat? Mai mult ca vrăjitoare îmi place. Vrăjitoare. Da, și mie îmi place ca vrăjitoare, numai că nu știu unde să mă ascund. Ok, da, da. Voi fi o cană. Aoleu, deja au venit ăștia pe aici. Și atât o halbă de asta. Fac, da, și eu sunt halbă. Că un butoi, uite, pe grăsuț. Încerc să mă fac un obiect cât mai mic, știi? Ca să nu bată la ochi. Am auzit pe cineva. O, doamne. O-o. Că e un tip de la noi. Am fugit. Balei, nu, nu da mine, nena, că sunt cașcaval! Sunt cașcaval, nu! Bă, doamne, ar trebui să nu moară, salvați cașcavalul! Bă, de ce dați mă în cașcaval? Ce v-a făcut vouă cașcavalul? Adevărat, uite-l pe ăsta în bază, ce barbă are! Ai văzut? E barbă de aia lungă! Aha, uh-huh. Asta nu e. Asta nu e fake Moș Crăciun! Da, e fals. Nu e Moș Crăciun adevărat! Dacă am dat cu usturoiul, care dai mă? Aha, aha! Tu erai! O, doamne, Max! Tu erai! Uite ce frumușel e, mă! L-ai văzut? Da. Bă, dar ai văzut că ți-am dat cu usturoiul și ți-am blocat abilitatea aia pe care ai dat-o? Bă, nu mai faceți poze aici. Dar cum râgâi? Nu știu. Poți să râgâi? Da. Poți să râgâi. Stai, settings. Input. Edit key bindings. Player leech action speak sound. U. Pe U. Pe U? Da. Ce urât face! Oh my god! Cât de urât face! Doamne, hai să facem sincron! Unde ești? Uite aici! Bun, hai să căutăm pe ăștia că trece timpul și noi nu-i găsim! Hai sunt doi! Hai că am furculiță, am furculiță! Ia, pe sus oare e cineva? Nu știu. N-am găină să-mi dau seama. Nici eu n-am. E mișto să-ți ai și celelalte abilități, știi? Dar fără găină e cam greu. Și dacă niciunul din grăsus n-are găină, mai găsești tu pe ăștia. E, dai în ei și tot te găsi. Dai în toate chestiile, dai, eu dau cu furculița în toate. Dai cu furculița aia. Hopa! Mărul ăla pare suspicios. E suspect mărul. Dar știi că și ca vrăjitoare poți să scoți sunete. Râde. Da. Și dacă ești un obiect, poți să râzi de ăia dacă nu te găsesc. Și te aud, știi? Care poate să fie, mă? Tu știu. Adică poate să fie oricare. Din 7 milioane de cutii de pe aici poate să fie oricare. Oricare butoi din astea, orice obiect micuț. Ăla poate să fie. Obiectul la care nu te aștepți, ăla e. Uite, toate sticlele astea. Nu e. L-a găsit pe unul. Mai e unul singur. Panda ăla. A, uite aici. Ce? Uite aici e o chestie. Păi ce, că panda ăla ar fi afectat cu și cum vreau să dea. Nu cred. Și a dat o abilitate aici, cineva. Își a dus abilitatea de aia de controlat mintea. Dar nu știu care ar fi. Asta, e nu e. Scaunele astea nu-i. Niciunul. Halbele nu-s. Unde ar putea, frate, să fie? Măcar mă duc după ăștia cu găinile, știi? N-are cum să fie afuc, că e... L-am fi găsit, știi? Da. Nu știu unde s-a ascuns ăsta. Râde de noi, râde de noi, Feden. Care era, mă? Era o varză. Pe bune. Da, era o varză.
Oh my god, Varzo! Și că la mine misses și checked props. Am dat în toate chestiile. Am dat în toate chestiile. Bă, nu știu, seria asta mi se pare că o să fie o serie foarte, foarte lungă. Asta depinde și în funcție de voi, dar dacă eu văd suport din partea voastră cum a fost oferit până acum, cu atât de multe like-uri și chestii de genul, cred că o să fie o serie foarte, foarte lungă. Pentru că ne place jocul foarte mult și cred că o să-l facem și pe live-uri. Da, de ce nu? Ce să-mi bag eu la vrăjitoare aici? Hai să-mi bag tot ăla cu... Și la mea tot nu, hai să-mi bag... și mi-am băgat usturoiul. Mi-am băgat usturoiul, dar mi-am băgat să bag o clonă de aia de-a mea, știi? Și că sunt în pălărie nouă, Max. Vreau și o pălărie. A, n-am știi că platformele pe care sari sunt limitate, adică apar și după aia nu le mai ai. Mă duc să mă ascund. M-am făcut un măr. Dar ce panda la nu i-a făcut? Nu știu, poate au ceva cu el de împărțit. Era panda ăla era... What the fuck? Poți să mă bag aici în găurica asta? M-a văzut! Oricum o să fie... Uite vrăjitoare, uite vrăjitoare, uite că vine, uite lângă tine. Ah, fuck! Nu mai frăirești pe ăștia așa ușor. Bă, și m-a văzut să eram un scaun. Iată, bă, adevărat mă, e... Dar nu ce panda i-a făcut altul, e ăla cu bărbosul ăla. Nu e mai făcut, F4, F5, vote no. Nu știu de ce vor să-i dea kick-ul ăla, pentru că nu e. E unul în bază, dar nu e ăla. Bun, hai să vedem. Păi zic că tu mai ești în viață? Lol. Hai mama, luat că ai ieșit din asta. Te-a prins. Sunt grăsuț. E șmecher că chiar dacă mă găsește, tot pot să mă joc, știi? Nu trebuie să stau AFK, asta îmi place. Hey. Tare cred eu că e cineva pe aici. Tare cred eu că e cineva pe aici. Cărțile astea. Tu te-ai mișcat. Da, 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 găina aici și a văzut că nu scoate niciun sunet. Aici ar fi cineva. Nu, deci aici nu e nimeni, că tocmai a trecut găina pe aici și nu e. În labirint nu e nimeni. Păi nu, ai că mă omor pe mine. A, tu erai? Am fost acolo. Unde ar putea să fie? Uite, o să dau pe aici. Usturoiul ăsta mă avertizează și dacă e cineva? Nu. Usturoiul doar blochează să nu se mai poată transforma în altceva, știi? Sau să-și dea o altă abilitate. Eu încerc toate cărțile. Spectre. Dau în cărți. Cărțile pot fi ceva rău. Faza e că poți să lipești usturoiul de vrăjitoare. Pe bune? Da. Dacă o vezi, o lipești usturoiul de vrăjitoare. Asta e interesant. Da, și vrăjitoare pe o să ducă efectul usturoiului la altele, știi, gen. Mă, auzi pe cineva. Mai avem unul singur. Iarăși mai avem unul și nu-l găsim. Care o fi? Eu dau toate obiectele astea la o parte, deci gata, m-am supărat. Oricum, cred că data viitoare îmi voi lua găina. Nu se poate, frate, fără găină, e așa de e greu. Da. Adică e bun usturoiul, dar e greu. Au și-o cu până. Ia, a dat cineva găină? E vreun obiect de aici? Ar fi mișto dacă ca tablou te-ai putea lipi de perete. Da, să fie identic, da. Cărțile astea sunt suspicioase. Bă, e unul aici. Omoară-l că e singurul. Da, dar nu știu care e. Trage în el acolo. Nu știu care e. E aici, uite. L-a prins. Gata, bănesc, bine așa. Da, era acolo. Pentru că cineva da găina și după aia am dat eu usturoiul ca să nu poată să mai transforme în altceva, știi? Da. Mie îmi dă check props o grămadă, pentru că eu dau cu aia de sarmale, cu furculița. Și dau un 7 milioane de props deodată. O să-mi schimb pe găină de data asta, voi juca cu găina. Eu joc tot cu găină. Și voi juca cu... Hai să zburăm cu prăjitoarea de data asta. Cu prăjitoarea. Hai să jucăm, să zburăm cu prăjitoarea. Ce-i mișto la jocul ăsta e faptul că chiar dacă noi avem două episoade,
Poate la alte jocuri nu e atât de interesant să privești ambele perspective, dar la jocul ăsta eu nu știu ce face pisica, știi? Adică la ea e ceva complet diferit, ea se ascunde în locuri complet diferite față de mine, știi? Și e interesant de văzut. Adică eu tot timpul mă duc pe episodul tău să mă uit. Să vezi unde m-am ascuns. Să văd unde te-ai ascuns, da. Locul perfect. Oh my god. L-am văzut pe unul care s-a făcut arabă. Eu sunt o roată. Da, tu ai văzut că în funcție de ce obiect, în ce obiect te transformi, ai HP. Ai văzut? Mm-hmm. Da, știu. Dacă ești un obiect mai mare, ai HP mai mult, dar asta nu te salvează. Dacă încep să trag în tine. Eu sunt un... ceva. Eu sunt o pară, ce fie asta. Dacă am alunec de aici. Bine că am abilitatea să zbor, că m-am urcat pe un acoperiș. Aoleu, ce fuge taraba aia, uite pe grâs. Aoleu, ia aud că... Bă, fuge taraba! Ai văzut? Aoleu, nu cred. Uite cașcavalul cum zboară. Bă, sunt trei care s-au făcut cașcaval de la mare. Mamă. Sunt trei de-astea de cașcaval care zboară prin aer acum. Bă, băieți, de ce v-ați făcut, mă, cașcaval de la mare? Puteți să faceți și voi un cașcaval mai mic? Să cred că e un player. S-au făcut cașcaval de la mare și m-am făcut ceva cât mai mic, o pară. O, cred că e pară. Nu te du în jos. Nu te du în jos. Aici stau. E cel mai bun loc de ascunzătoare. Da, e pară, mă, că-ți scrie în colțul din stânga sus. Acum am văzut, da. Pir. Să mă fac și eu un de-asta, hai să mă fac și eu un de-asta. Acum ești grăsuț? Nu, sunt un dovleac. Și seamănă ca și cum... Oh, m-a văzut cineva, fuck. Te văd, lol! Ah! Am încurcat-o. Vezi că a fugit, a plecat de lângă tine, nu? Nu chiar. M-am făcut altfel de dovleac. Ai scăpat? Da, am scăpat momentan, dar vor veni încoace, probabil. Sunt un alt fel de dovleac, un de la urât. Fac o varză, o să mă fac o varză. Nu m-a văzut nimeni. Butoi. Nu, nu da în mine. Sunt doar un butoi, totul e în regulă. Sunt doar un butoi. Acum a văzut că aici e cineva, știi, și o să tragă până mă prinde. Apucasem să fug, mă transformasem într-o lumânare. Oh my god. No. Ia că râgă și eu. Acum trebuie să te găsesc pe tine. Tu ești singura care mi-a rămas. Da? Da. Deci tu ziceai că mă vezi. Dar nu mai știu unde eram. Aici ești undeva. Am văzut... semnalul. Care ești, mă? Aha! Ba, mi-a stricat ăla, nu mai pot să-mi controlez ecranul. Legat! A, prinsă, bravo! Bă, merge invers ecranul acum. What the fuck? Bă, dădeam cu mouse-ul în jos, ducea invers. What the fuck? Bun, asta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Witch It, nu uitați să apăsați butonașul ăla de like. Nu uitați că în descriere aveți canalul pisicii și la ea aveți canalul meu. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!